Da, frumos salut, tati. Da, ia de aici pește. Una, două, trei. Yes! Ah, ce-mi place! Ah, yes! Pss, 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 pss. Pinker și pincărițe, astăzi pe Minecraft voi face ceva ce sincer nu sunt deloc încântat să fac. Este vorba despre o fermă de creeperi, oameni buni. Mă scuzați, stau în pământ și ar trebui să ies afară să vedem că avem... Bă, nu atât de multe sugar cane, nu-i fiți atenți, este ziua cu numărul cât? 115, da? Deci este ziua cu numărul 115 și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 stack-uri întregi de sugar cane și... Am lăsat PC-ul peste noapte și cred că în total cu sala au fost 12 ore, deci ferma nu e cea mai rapidă, da? Deci clar nu este cea mai rapidă, din păcate nu putem să facem și noi rapid niște sandstone-uri, da? Putem să le facem și smooth, că știi că mie îmi place smooth, așa, și atâta, atâta se poate. Bun, deci ar trebui să extindem această fermă, oameni buni, dar astăzi vom face ferma de creeperi. O să fie oribil. Și o vom face undeva în apă. Ia uitați, am mers acolo și am pus landmark-ul. Deci acolo vom merge să facem o fermă de creeperi. Și de ce zic că nu o să-mi placă? Bă, deci fermele astea de creeperi sunt chiar foarte greu de făcut. Sunt greu de făcut. Și când am făcut una pe seria aia hardcore, deci am înnebunit, a durat atât de mult de mi-a venit rău, pincanilor, dar acum eu am observat că sunt și niște ferme noi care sunt mai ușor de făcut, unde ne trebuie blocuri solide, cred că cam peste tot, nu-i așa? Da, și vom folosi acest tutorial care ne învață cum să facem o fermă de asta de creeperi, nu este foarte complicat, dar haideți să extindem puțin prima dată această fermă de sugarcane, mă rog, baza, pentru că nu am acum la mine materialele necesare să... Că veni vorba de materiale necesare, am realizat că o să trebuiască să mă duc să iau o grămadă de chestii, că nu m-am gândit să iau lemn, de exemplu, înainte, ca să merg să fac ferma. Dar vedeți că am o grămadă de nisip pe care l-am luat data trecută, mamă, ce frumos se vede portalul acolo. Bă, o să fie o serie frumoasă, oameni buni, de asta v-aș ruga să apăsați chiar în acest moment butonașul de like, da, foarte important. Important să apăsați butonașul de like și să lăsați un comentariu pentru că comentariile apar pe ecran. Uite-le acum ce frumoase sunt, sunt multe, sunt drăguțe și au dispărut. Hai să continuăm aici. Dar îmi pare rău, sunt un pic decalate pentru că v-am zis, trebuie să plec în vacanță în Grecia într-o săptămână jumate, deci trebuie să începem să tot avem pe țeavă, cum s-ar zice, clipuri. Dacă știe cineva ce este pe țeavă, să-mi scrieți în secțiunea de comentarii, da? Deci aici o să avem o grămadă de dirt pe care deocamdată nu l-am. Da, o să fie bine. Eu zic că o să fie foarte, foarte bine cu ferma asta și chiar o să facem rost de suficiente sugar cane-uri. Și desigur, problema o să fie acum... A buit un creeper aici? Pare de parcă a buit un creeper aici. Problema desigur o să fie... Gunpowder-ul de la creeper. Bă, da, fiți atenți, deci mă uitam dimineață, făcea case-o stream, da? Și era la... Mă, ce e asta aici? E zona crepusculară. Și făcea trade cu un sătean și da, i-a dat mending, dar el nu era să-i facă... Deci nu i-a făcut level sau ceva, doar reseta enchantul. Deci am impresia că încă n-au implementat ce vor ei să implementeze. Știe cineva ceva de chestia asta? Hai să dormim. Hai mă, hai mă că e întuneric. E aproape întuneric, deci nu se poate așa ceva. Ah, bun. Wow, bro, vezi că îți dai cu sabia în cap. Deci de ce ține sabia așa când doarme? Ce zici, bă, margarină? Da, oameni buni, uite, de asta îmi pare rău că eu făcusem chestia aia cu Shirzu pe un episod și toată lumea îmi zicea de două episoade încolo că înainte, ați înțeles voi. Mamă, ping de cu Shears, terminatule, și eram mai, bă, am făcut asta, dar nu ați văzut încă episodul, că toamne. Da, e greu să fii YouTuber. Deci, fiți atenți cum o să funcționeze. Prima dată vom merge acolo și vom începe să construim un pic, am un pic de elitră, da, ca să vă explic cum o să funcționeze, da? Dar desigur o să las link de la tutorial și în descriere dacă vreți și voi să faceți o asemenea fermă, că desigur pe clipul meu nu o să se observe atât de bine ce o să se întâmple. Deci, aici o să fie locul în care stăm noi, da? Mamă, câte se văd de aici și a pincanilor. Și cred că ar trebui să facem, cum îi zice, niște sandstone-uri, uite așa, dar putem să facem... ia uite, tati, zi-mă așa, frate-miu. Și cred că vom face acest spawner cu sandstone cât mai mult, pentru că sandstone arată bine.
Uite așa. Și cum va funcționa? Aici ne trebuie niște hopere și mai multe chestii, da? Dar prima dată o să facem cum ar veni scheletul, da? Scheletul. Deci, aici vor fi niște hopere și un foc care arde, da? Cred că o să ridicăm ăsta un pic mai sus, da? Și fiți atenți, aici o să fie ca un drum pe care o să fie împinși creeperii. Dar e foarte inteligent cum au făcut ăștia în, cum îi zice, în Minecraft, să poți să spuneți doar creeperi într-o locație. Ne trebuie 9 de astea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9, uite așa, bam, bam. Da, frate, pui niște carpeturi din loc în loc la distanță de două blocuri. Și pui deasupra niște trapdoor-uri și aparent așa că nu se mai spunează decât creeperi, ceea ce e foarte, foarte ca lumea că poți să controlezi așa chestia asta. Bun, și acum fiți atenți, vom face ceva de genul și apoi încă nouă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, am numărat foarte prost. Numai că s-a dus. Avem o problemă. E zero durabilitate litra. Te rog, mai rezistă puțin, rezistă puțin, puțin. Minunat. Bă, știi ce? Măcar am picat în apă, dar asta înseamnă că trebuie să o iau pe jos până la locul cu nisip, ceea ce nu îmi place. Deci nu îmi place deloc, urăsc să merg pe jos pe Minecraft. Ce sunt eu? Harnic? Ok, sunt și harnic. Bă, dar nu să merg, frate, să merg. Am mers suficient, deci pe bune, nu. Bă, trebuia să-mi iau calul sau ceva, mă. Dar fiți atenți că toți suntem aici în junglă. Voiam să vă întreb o chestie. Știți de nou bloc crafter, da? Care e un crafting table automat. Aveam o idee. Eu la ferma mea de sugarcane aș putea să plantez și dăștea bambuș, da? Și mă gândeam dacă am plantat bambuș care apoi să fie luați de un hopper din chest, da? Și apoi să-i bage într-un crafter care automat să crafteze bețe. Deci, practic, o să avem o fabrică automată de bețe? Vă rog, ziceți-mi... Vă rog, ziceți-mi că funcționează. Deci, vreau să-mi spuneți dacă funcționează și o să mă uit pe net să văd dacă pot să fac o chestie de genul. Nu știu dacă s-au gândit oamenii la chestia asta, dar gândiți-vă așa, da? Am nevoie de o grămadă de emeralde. Dacă facem chestia aia, o să avem bețe infinite dacă stau AFK, da? Și nu trebuie să tăiem nici copaci, nici nimic. Ia uite, bă, cățelul, ce zici, bă? Așa. Și practic o să avem emeralde infinite. Mă rog, nu chiar. Dar apoi o să putem să luăm toate cărțile, da? Toate cărțile. Deci, dacă tot știu unde mai sunt niște sate, undeva în direcția asta pe stânga, da? Am putea... Vai de capul meu ce era acolo. Am putea să mergem acolo să facem niște sate... Bă, dar unde era nisipul ăla, bă? Aolo, ok, știi ce? Mă duc acolo, iau tot nisipul de acolo, nici măcar nu mă mai interesează. Eu zic că s-ar putea să fie suficient nisip, dar am o idee. Deci dacă luăm tot nisipul ăsta de aici, nu dăm de sandstone... Oh, ăla e. Dăm de... Pe bune că doar atâta sandstone... Pe bune. Pe bune că instant este nisip sub sandstone, e nisip, e nisip sub peste sandstone și sub sandstone e piatră, voiam să zic. Ok, asta o să dureze ceva. Bun, oameni buni, ăsta este tot sandstone-ul pe care l-am obținut. Sunt o grămadă de stack-uri, se întunec, am luat și niște dirt că o să ne trebuie. Bă, ce ai, ai nebunit, treci încoace. Da, nu am făcut multă risipă, dacă au mai rămas niște blocuri pe jos, aia e. Hai să o luăm din loc, pentru că se întunecă, o să mă prindă noaptea și sincer n-am chef, dar oricum o să se întâmple, așa că n-am ce să mai zic. Da, e nașpa. Bă, să-mi bat picioarele. Deci uneori când ți-e lumea mai dragă, bam, noapte pe Minecraft, frate meu. Pleci tu să explorezi, vine noaptea. Vezi că nu ți-ai luat torța cu tine. Sau aș putea să merg în satul ăla să dorm în paturile lor. Să-mi zice sănătate în secțiunea de comentarii sau o să mor. O să fac sinuzită la plămâni și TBC la ochi și o să mor. Și o să mor pe clip și o să fiu oribil. Și apoi, pe lângă faptul că am murit, YouTube o să-mi dea și strike. Știi că am murit pe clip și n-ați dai seama. E nașpa, e nașpa. Una bucată de lână. Două bucată de... Bă, dar dă mai multe, bă! E o oaie întreagă, îmi dai un bloc de lână. Mai am și looting pe asta, am looting 3. Oare pe animale nu merge, mă? N-are cum. Unde e? Ah, oh!
Ce m-am speriat, du-te în spumele apei mării, m-a speriat. S-a teleportat la urechea mea, pincanilor, la urechea mea, ce e asta? Mamă, mai și plouă, oh my god, mai sunt și gropi. O, se aud niște pași, mă, nu cumva e vreun creeper pe-n spate, nu? Aia acolo și să rămână, nu mă interesează pe mine. Bun, una, două, deci fiți atenți, da? Una, două, trei și acum în partea asta așa. Bam, bam, bam și gata, da? Deci totul arată perfect aici, este timpul să facem acum zidurile. În momentul ăsta o să merg până acasă să mai iau niște carpeturi, pentru că trebuie să punem carpeturi, uite așa, la două blocuri distanță, bam și bam și bam. Băi, asta e așa o secundică, asta s-ar putea să fie tot? Da, deci carpeturile astea sunt ca să nu se spuneze pe Yangani, oameni buni. Desigur, aici pe canalul Ahiping urâm pe Yangani. Bă, nu, actually, în viața reală, bă, mie se par drăguți. Mă, ia stai, mă, tu așa. Bă, ceva nu-mi iese la calcul, ești nebun? De ce aici am două din coace? Bă, sunt tembel. Ai să-mi trag palme, ceva nu e bine, a? Oh, am făcut partea asta mult prea lată, păreri. Bă, e bine, e bine, că o facem imediat înapoi, uite așa, bam, bam, bam. Se scoate toată asta, se scoate toată asta. Bă, mă, și uitam, bă, ce se întâmplă, nu se poate. Undeva am greșit. Am greșit că sunt eu bou încălțat, deci nu se poate așa ceva. Jur, mă mir că mă suportă iubita mea. Doamne, iartă-mă, pe bune, eu m-aș fi părăsit de mult. Asta aici și asta acolo. Bam, bam și bam. Deci, avem astea. Acum trebuie să acoperim toată asta cu trapdoor-uri, ceea ce înseamnă că trebuie să mergem să facem rost de, cum îi zice, de lemn. Da? Ne trebuie lemn pentru trapdoor-uri și acum cred că ar fi momentul să facem și tubul ăsta prin care o să vină creeperii. Bam, 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 bam. Bam. O să vină creeperii spre focul ăla, care o să-i ardă și o să urle de durere și o să stau undeva și o să râd malefic. Malefic o să râd, o să râd. Ha, 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 ha. Dacă știe cineva de unde e aia, trebuie să-mi ziceți în secțiunea de comentarii de unde e, ca să vă cred. Deci dacă nu-mi ziceți de unde e, n-o să vă cred că știți de unde e. Și cred că arată foarte bine. Hai să adunăm materialele astea pe care le-am pierdut pe aici. Ok, nu știu de ce se vede, deci mă uitam și eram, mă, ce e aia? Se vede așa că e renderit după cum îi zice, după alea, mizerii, plantele din apă, plantele din apă. Și cred că aș putea să scap de nisipul ăsta de aici, dar cred că nu trebuie să stea conectată toată ferma mea la nisipul ăsta de aici, acum că am făcut-o să plutească. O să o facem oricum să stea foarte frumos așa, să zici că nu plutește deasupra apei, numai că nu cu nisipul ăsta. Bă, încetează! Așa. Au! Mă asfixiez! Bun, hai să plecăm acasă și să facem rost de o grămadă de lemn. Și hai să mergem și la pescuit, că ne trebuie pisici pe care le îmblânzim cu pește. O să dureze ceva, da. Cred că ar trebui să scăpăm de tot sandstone-ul ăsta. Ne mai trebuie un pic de sandstone, dar nu chiar atât de mult. Deci o să facem, uite, așa. Mâncare, nu știu pe unde am, deci jur, pincanilor, că aveam o grămadă de mâncare și acum parcă mă uit prin chesturile astea și e totul gol. Da, hai să dormim și o să ne facem o undiță. Acum nu știu exact cât de mult pești o să prindem. Să sperăm că se prinde relativ repede ca să mergem să luăm o pisică, da? Dar pentru undiță, hai mă coboară, pentru undiță desigur ne trebuie 3 bețe și 2 de-astea de string. Bă, dar puteam să fac o grămadă de lână, frate, nu știu de ce m-am panicat. Așa, deci, ia să vedem, o undiță, bam, 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 bam. Deci, avem undița asta și ar trebui să mergem la pescuit, da? Ia să prindem noi niște pește. Ia uite mă, creeper. M-aș fi dus să-i omor, dar n-are rost, mă, n-are... Mă, cine tot pune astea pe aici, pe bune? Deci așa de enervanți sunt endermini. Hai, mușcă, dacă nu muști, ești rasist, pește. Ok, e rasist. Da, s-a văzut. Nu, n-am mușcat. Ia stai așa că am eu o altă strategie. Am o altă strategie. Trivar familia voastră să văd. Mănâncă pești tropicali, mâțele, mă? Ziceți repede în secțiunea de comentarii. Nu se poate să nu mănânce pești tropicali. Treci, mă, încoace. Vino și tu. 4 pești tropicali. Bă, credeți că o să vrea pești tropicali? Că eu pe bune că nu știu dacă mănâncă pești tropicali pisicile.
Trebuie să mănânci, bă, sunt tot... Ok, știi ce? Hai să mergem să testăm. What? A apărut din senin! Bro, mergeam și small drip leaf, melon seed... da, cred că... Mă, da, lamele tale sunt ambele albe, ești rasist sau cum? Bă, sincer, nu cred că vreau nimic de aici, de ce să te mint, dar... Lamele astea... Ba, picioarele, că aș vrea lamele la... Bă, vreau lamele, îmi pare rău. Eu vreau toată colecția de lame. Îmi pare rău, dar la un moment dat o să facem o colecție de lame completă, cu toate culorile lamelor. Cum am avut pe seria de Low Life, care a ținut, like, 3 episoade din cauza youtuberilor împuțit și puturoși, care s-au lăsat de serie, că eu m-am plictisit. Bine, bro, te-ai plictisit de creat content pentru fanii tăi care te... Glumeam, acum nu vreau să dau vina pe nimeni, dar da, lumea s-a plictisit repede, așa că n-am mai făcut. Dar uite, de asta mi-e place să mă joc singur, că eu nu mă plictisesc niciodată. Peace, 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 peace. Peace, peace, peace. O știți pe aia cu pisicuță, peace, peace, peace. Te-am visat aseară în vis. Te spălam, te pieptănam, fundăroș și îți spuneam. Da, asta mi-a zis-o mama și n-am uitat-o. Da, e o poezie unde Dumnezeu... O știți și pe aia cu poezie. Poezie, poezie. Nu vă mai zic restul, nu. Nu e family friendly. Bă, unde e pisica din orașul ăsta, mă? M-am uitat pe net. Aparent mănâncă doar cod și somon. Și dacă tot n-am găsit-o, hai să ne întoarcem la pescuit, că ne-am luat seacă. Uite-o, uite-o. Pisi, pisi, pisicuța, pis, 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 pis. A, a, da, 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 frumos salutati. Da, ia de aici pește. Una, două, trei... Yes! Am îmblânzit-o. Bă, da, ai mâncat! Fițar, peștere, ai mâncat! Nu glumă, mamă, ce coadă are! Mamă, cum stă cu coada! Bă, așa stăteau cu coada înainte, mă? A, numai din cauza texturii de animații. Da, deci am furat o pisică dintr-un sat. Ar trebui să... Mergem să mai luăm o pisică, da? Așa că ne mai trebuie niște pește. Deci asta am mâncat cât? 4 pești? Da. 4 pești am mâncat, să sperăm că nu se aruncă ca animala să-și ia falling damage pe aici, la fel cum am făcut eu, da. Hai să mai pescuim și ne întoarcem în celălalt oraș să o furăm și pe aia, dacă o găsim. Miau. M-am uitat absolut peste tot, bă, le-a dispărut ăstora pisica, deci ăștia n-au pisică în sat. De ce se întâmplă în momentul ăsta mi se pare ridicol, ăsta e al treilea sat pe care îl vizitez. M-am uitat peste tot. Bă, nu e, deci nu e... Mă, ce faci? Ce-i acolo? E ceva aici? Mă, trolezi! Deci își bate joc de mine pisica mea. Deci propria mea pisică își bate joc de mine. Mă părăsea, rămânea acolo și nu știu exact de ce. Deci m-am uitat peste tot, jur. Deci nu se poate. Ăsta e al treilea sat. Prin canilor mai este unul. Fix acolo. Deci fix acolo. E fix lângă, da? Fix lângă. N-are cum ăla să fie al... 4-lea sat pe care îl vizitez și tot nu e. Deci n-are cum să nu fie pisică în satul ăla. Uite-o! Oh my god, este pisică. Bun. Mă, dar de ce n-am găsit? Mă, sunt două. De ce sunt două aici? Că deja, deci mă enervez. Am venit la 2000 de coordonate și am găsit două. Dar nu puteai să fii mai încolo. Hai, pis, 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 pis. Hai, pis, 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 pis. Fă, mâță, unte... Deci nu se poate așa ceva. Uitați... Uite-te la ea, uite-te la ea. Alo? Da, pis, 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 pis. Ah, da, 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 da. Măi, autism? Alea pareză pe creier sau ce, ce? A luat-o la goană de nebună, a luat-o la goană de nebună. Deci mai face și mofturi. Deci mai face și mofturi. Ireal așa ceva, ăla e... Oh my god, sunt aici de jumătate de oră, o să mă înjure editor, o să-mi zică, bă, terminatule, nu poți să-ți scot 30 de minute din 2 ore, ești nebun, aolo. Ok, hai acasă, nu mai stau pe aici, deja, deci mă doare spatele, oameni buni, deci mă doare spatele mă doare. Dacă pierd vreo una pe drum, vă zic de pe acum, eu șterg toată seria asta, deci toată seria se șterge, deci dacă pierd pe drum, se șterge seria, pe bune. Ok, sunt amândouă. Bun, hai acasă. Bă, având în vedere că îmi trebuie lemn și având în vedere că acești sătenii au fost nesimțiți rău, bă, nesimțiți. Cred că această casă se trage pe dreapta. Oh my god, tocmai am realizat că am făcut
Slaburi în loc de trapdoor-uri. Nu, că ne trebuie și slaburi. Dar am făcut prea multe slaburi acum. Nu se poate, frate, trebuie să mă duc să mai iau și lemn. Ok. Pisicile unde sunt? Unde? Patra masa. Ah, hello. Unde e cealaltă? Ah, e afară. Bun, 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 bun. Da, mi-am dat seama că eu am făcut slaburi de astea, dar ghiși ce, eu nu voiam de astea, eu voiam slaburi de astea. Ok, I mean. Da, am făcut o idee ca multe. Bă, am gândit-o, ce să, sunt creier, ce să mai, sunt cel mai creier. Hello. Bă, de ce ați rămas acolo? Haideți că mergem la tăiat lemne. Douăși patru, patruzeci, șaizeci sună multe, rog eu să fie suficient, de că nu mai am. Ar trebui să mai tai un pic, doar așa să fiu sigur. Alo, teleportează-te, nu se poate așa ceva, ce-i trebuie editat mai platforma, da, Ok. Bun, și acum o să vreau să vă teleportați din nou acolo la spawner. Hai, pisicuțe, hai, pis. Da, mă, că dacă te duci prea departe, eu nu știu dacă se mai teleportează. Dacă te duci în not și nu ești pe blocuri solide, nu se teleportează la tine. Aia e chestia. Să sperăm că de acolo până aici se pot teleporta, nu de alta, dar eu le văd de aici. Deci dacă eu le văd, ar trebui și ele să mă vadă pe mine, să vadă că sunt pe blocuri solide. Hello? Ok, uite, le-au venit. Bun, 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 bun. Și acum fiți atenți, atenți. Vom urca sus, uite, cu ăsta, ca să vină ele sus. Hai, hai, pisicile, hai, pisicuțe mici și drăguțe ce sunteți. Haideți aici. Hai, da. Hai, în cușcă. Oh, ce drăguț te-ai pus, stai acolo. Bun, 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 bun. Perfect, perfect. Rămâi fix acolo, fix în mijloc. Deci aici trebuie să o punem, la prete. Și tu vină în partea asta, la altă. Poți să sari? Bine, o să-ți fac pod. Uite, pod. Hai, alo? A, da, yes, hai. Bă, nu rămâne acolo. Așa. Cred că o să o luăm și pe ea și o să o împingem Toma în partea asta, la altă. Uite, așa. Și asta a fost o oră întreagă în care m-am chinuit cu niște pisici. Ireal așa ceva. Bun, pincanilor, păi acum e foarte simplu. Trebuie să acoperim toată asta cu trapdoor-uri, după care cu slaburi, da? Eu sper că o să fie suficient, dar având în vedere că m-am oprit să mai iau niște lemn, s-ar putea să nu fie problemă. Uite așa. Nu știu aici sus dacă și acolo trebuie fix la fel să punem. Da, cred că... sau... Nu, cred că nu e problemă. Da, o să punem tot de-astea și aici, uite așa. Bam, 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 bam. Și o să acoperim totul cu... Vai de capul meu, nu pot să fii serios. Acum am realizat. Ne trebuie mult mai multe. Și o să craftăm așa un stack și încă 64. Bă, astea s-ar putea să fie suficiente. Dar dacă nu sunt, o să înjur pe clip și nu o să vă mai lase părinții voștri să vă uitați la clipurile mele, jur. Minunat. Poți să înjur. Pot să înjur ca la ușa, ca la ușa curtului, cum ar veni. Și ca la ușa curtului vreau să înjur. Nu se poate așa ceva, bro. Îmi lipsesc 4 de astea. 4. Oh my god. 1, 2, 3, 4. Nu contează că nu sunt puse bine, probabil. De fapt sunt puse bine. Nu, e ok, ok, ok. Și acum o să acoperim totul cu slaburi, dar stai așa o secundică, hai să ne asigurăm că nu poate să iasă creeperii, că poate se spunează pe aici și o să iasă și o să fie oribil și o să distrugă tot. Ia să vedem. O să spargem ăla, punem înapoi aici și ei o să vină aici, da? Iar aici o să avem noi, cum îi zice, focul. Deci focul o să stea aici, așa. Iar aici, hopper, care o să scuipe în chestul ăsta chestii. Care cum Dumnezeu să vină? Deci, să vină... Oh, Cum punem hopperul ăsta? Trebuie pus din spate, nu-i așa? Trebuie să spargem aici, să intrăm prin spate, nu? Ia, stai așa o secundică, că acum, da, nu, imediat facem, ia. Face tati să fie bine, imediat, hopper.
Da, nu, arată chiar bine. Nu, e chiar bine, chiar bine, chiar bine, chiar bine. Bun, și acum ar trebui să blocăm aici cu ceva, să nu cumva să... Uite așa, bam. Poate o idee mai mult, cum îi zice, așa, așa, să putem să stăm. Da, știți, nu vă mai explic, nu vă mai explic că nu mai am cuvintele la mine, mă doare spatele de mor. Și acum ar trebui desigur să astupăm cumva locul ăsta, uite așa, și să blocăm și partea asta, da? Să mă doară puțin. Ok, așa. Ia uitați, e complet blocat, creeperii o să stea acolo, nu poate să facă absolut nimic. Bă, și aș putea să pun și aici niște slaburi, cred că ca să nu sară alea. Da, ar trebui să funcționeze, nu? Deci e totul setup-uit în momentul ăsta. Deci totul, totul, absolut totul e setup-uit. Hai să facem platforma asta mai mare. Platformă e cuvântul pe care îl căutam. Bă, și mă gândeam așa, cum ar fi pincanilor să transformăm tot locul ăsta într-o piramidă. Da, frate meu, gândiți-vă, o piramidă. Dar mare, mare, mare. Și să vie aici la ferma de creeper cum ar veni. Dar ar trebui să o facem pe mai multe etaje. Dar acum o testăm să vedem dacă funcționează. Da? Și după aia... Bine că te-ai făcut bloc ăsta. Da? Poți să faci asta. Nu e problemă. Să știi că nu mă supăr dacă faci asta. Da, domnule? Mă, dar eu aici pe margini de ce pun? Așa am văzut în tutorial că pui și pe marginile astea. Deși nu cred că... Mamă, să-mi bat piciorul dacă nu am suficient. Stați așa să mai fac... Aoleo, nu mai pot. Stați să mai fac câteva de astea. Ia să vedem. Bam. Și... asta e tot. Deci dacă nu o să-mi ajungă astea, am încurcat-o. Pă bune vă zic. Eu nu mai fac altele. Oh my god, e gata. E gata. Bă, sunt curios cum e înăuntru, frate. E întuneric înăuntru? Dacă spargem ăsta, ce se întâmplă? Nimic. Ok, nimic. Bă, să sperăm că este suficient de întuneric înăuntru, ar trebui să fie. Și, sincer, aș vrea aici să fac, uite, chestia asta, uite așa, ca să mai extindem puțin. Nu ne mai trebuie încă o de asta, deși ar fi... chiar arăta bine, dar cred că o să facem ceva de genul ăsta. Bam! Și acum mai trebuie câte un bloc pe fiecare, desigur că am gândit-o, sunt deștept, apropo... Am luat notă mare în bac pincanilor. Bam, bam. Ok. Deci ăsta e în sfârșit gata. Acum, nu știu exact la ce distanță ar trebui să stăm să se sponeze. Mă gândesc că dacă stăm aici ar trebui să fie semi-ok. Poate nu trebuie să fie noapte, nu-i așa? Deci chestul ăsta este gol. O să las spawnerul ăsta să funcționeze o vreme, să vedem dacă funcționează. Și dacă funcționează, ăla e. Știam eu că o să regret că filmez eu Minecraft înainte să mănânc. Că acum mor de foame și am stat aici 2 ore, da? Deci 2 ore. Mă doare spatele de la jucat Minecraft. Deci dacă nu a apărut creeper-ul... ce? Ăla era un păiangăn acolo? Voi l-ați văzut? Măi, era ceva acolo. Bun, haideți să sărim jos, să vedem ce se întâmplă. Deci trebuie să fie niște gunpowder în... în chest. Oh my god, funcționează! Let's go! Bă, eu dacă am sărit acum de sus, sigur mai sunt creeperi pe instalație. Vreau să văd cum... Oh, uite-i! Oh my god, merge! Ah, ce-mi place! Ah, yes! Pss, 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 pss. Bun, pincanilor, ferma funcționează, o să facem o grămadă de gunpowder, dar acum singura problemă e că ar trebui ori să punem torțe pe aici, ori nu știu exact care e faza, ori să punem slaburi să nu se sponeze, da, uite, n-am pus slaburi aici, deci o să punem slaburi peste tot pe aici, uite așa, bam, 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 bam. Și fiți atenți, înainte să punem capăt acestui minunat clip, vreau să vă arăt că mi-am adus mare supă aici, e cu pui și cu cartofi și cu usturoi. Și un pic de morcov. Da, mama îi zicea rasol de pui, nu știu exact acum ce e. Să-mi ziceți voi în secțiunea de comentarii dacă mâncați chestii de genul. Și nu mai pot de spate. Eu sunt foarte fericit că merge ferma asta. Chestia aia de acolo e desigur improvizată. Trebuie să mă duc sus iară să... mamă, dacă aș fi avut elitra nu mai era problemă. Dar de unde? Ori spune-mi și ce scări să ne urcăm acolo, da, ca să rămânem AFK peste noapte, să vedem cât de mult gunpowder facem, da, credeți-mă,
E suficient, bă, e suficient. Și o să facem aici cea mai mare piramidă ca să nu se vadă spawnerul, mamă, cum o să fie. Zoaie o să fie bazat rău de tot. Deci o să ne revedem pe data viitoare. Nu uitați să apăsați like dacă vă place seria asta, că eu nu mai pot, nu mai pot. Sunt aici de 2 ore.